UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Agricultura, o șansă pentru România. După cum ați remarcat în ultimele emisiuni în care discutăm despre agricultura românească, despre perspectiva ei europeană, despre camere agricole, despre fonduri mutuale și multe altele, cineva intervine pe WhatsApp în această emisiune și când o iau pe arătură pe românește mă corectează. Avem ocazia să discutăm cu cel care știe mult mai bine ce înseamnă agricultura decât știu eu, Ionel Arion, președintele Federației Naționale ProAgro. Bună seara, domnule Arion! Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Și eu mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Domnule Arion, iată, în această seară nu mai discutăm pe WhatsApp, discutăm în direct. În primul rând, nu o să vă întreb cum încheiați anul agricol, știm cât de greu e. O să vă întreb ce se întâmplă cu cerințele Alianței pentru Agricultură și Cooperare, din care face parte Alianță și ProAgro, alături de Lapara, APPR și UNCSV, de plată mai urgentă a despăgubirilor, de amânarea plății ratelor. E o scrisoare trimisă recent autorităților în care impuneați și un termen, 30 septembrie, în așa fel încât fermierii să nu dea faliment. Care e situația la ora actuală, domnule Arion? Încă de la constituire, această alianță a luat în serios ceea ce se întâmplă în România în ultima perioadă și în ultimul an agricol. Într-adevăr, avem un grad foarte mare de afectare a fermelor, a fermierilor de această secetă pedologică. Odată la pachet cu ea au venit și celelalte probleme, plătiri la inputurile achiziționate de-a lungul anului agricol, nu s-au putut onora contractele de vânzare încheiate în avans. Fermierii au rămas total descoperiți, având nevoie de capital. Nu pot să înceapă un nou an agricol fără a întreprinde aceste măsuri alături de statul român, de guvernul român, de executiv, de parlament, de a încerca nu să ștergem cu buretele datoriile fermierilor, ci de a reeșalona credite, a reeșalona anumite obligații de plată, așa cum și alte state, să știți că au făcut-o. Încă din martie noi am cerut statului și am lucrat alături de autorități, fie prin videoconferință, fie fiind prezenți fizic în fața autorităților, și am încercat să creăm mecanisme de despăgubire, mecanisme de plată, și am reușit acest lucru și vă spun că nu a fost ușor. Poate că faptul că am fost în situație de urgență și în stare de alertă, nu am comunicat atât de mult și ne-a taxat mai mult, fiind oamenii dedicați dialogului și discuțiilor cu ministerul, ne-am axat mai mult pe rezolvarea problemelor și mai puțin pe comunicare în exterior, în interiorul nostru, membrii noștri și nu numai, și autoritățile au știut tot ceea ce facem, au avut cunoștință de ceea ce întreprindem, aici mă refer la membri și la fermieri. Am venit și cu soluții, nu am semnalat doar problemele autorităților. Și mare parte din ce se implementează azi este, sau ce s-a implementat până azi, sunt și propunerile noastre. Nu de puține ori am întâmpinat greutăți nu la decidentul public, ci mai mult la funcționarul public, cel din eșalonul 2-3, care de cele mai multe ori nici măcar nu încerca să înțeleagă ceea ce noi propunem, ci de cele mai multe ori spuneau că nu se poate. Nu se poate, nu se poate. În România acest nu se poate trebuie să dispară. De cele mai multe ori ar trebui să spunem cum rezolvăm. Avem soluții. Dacă o parte nu are soluții, poate că are cealaltă parte. Armonizăm soluțiile să ne acoperim nevoile. De cele mai multe ori. În această perioadă, Alianța a trimis, pot să vă spun că am avut zile, într-o săptămână în care din 5 zile lucrătoare ale săptămânii, noi am trimis 5-7 adrese către autorități cu probleme și soluții. Ați făcut mai devreme o
remarcă la faptul că ultima adresa noastră trimisă acum două zile autorităților, două, trei zile în urmă autorităților, și azi, până să intrăm în emisiune, lucram cu colegii din Alianță pe niște documente pe care trebuie să le trimitem către Camera Deputaților și către Ministerul Agriculturii. Numai departe de poimâine vom avea o întrunire din nou la Ministerul Agriculturii pe ceea ce înseamnă OIPA cereale, pentru că și acolo trebuie să luăm poziție față de abuzurile traderilor, abuzurile celor care azi controlează piața de vânzare a cerealelor. Este strigător la cer ca într-un an agricol atât de greu, fermierii, după ce nu au recoltat nimic, sunt și executați de traderi. Mai devreme, în jurul orei 14, discutam cu un fermier din județul Argeș, care la fel este executat și nu găsește clemența, practic nu găsește înțelegere în a renegocia anumiți termeni ai contractului. Atenție, niciodată nimeni nu a cerut să se șteargă cu buretele datoriile fermierilor. Și pur și simplu am cerut dialog, să ne așezăm la masă și anumiți termeni din contract să-i putem renegocia. Nu să anulăm datorii și sume de bani pe care noi le datorăm furnizorilor noștri. La rândul nostru, să știți că și noi avem de încasat și nu încasăm la termen. Și aici mă refer foarte mult la fermierii din zootehnie, care de cele mai multe ori le-a fost pus pumnul în gură și a spus: nu vă mai au produsul de la fermă decât în condițiile acestea, cu prețul acesta. Și fiind captiv pieței, de cele mai multe ori e nevoit să accepte ceea ce cel care dictează piața achiziției de lapte, să se întâmple ceea ce se întâmplă azi în industria laptelui. Domnule Arion, ați vorbit de abuzuri ale traderilor. Vreau să argumentăm puțin această discuție, pentru că această declarație a dumneavoastră are nevoie de susținere. Vorbeați de fermierul din Argeș, care e executat de un trader, probabil, pentru că n-a putut să-și îndeplinească contractul din cauze obiective, aș spune eu, pentru că știm cu toții prin ce a trecut agricultura. Aceste abuzuri de care vorbiți dumneavoastră, haideți să vorbim concret de cazul fermierului din Argeș. Probabil a avut un contract cu furnizare, eu știu, la termen, da, către un anumit trader pentru o anumită cantitate, pe care n-a produs-o, nu? Sau e altfel? Da, corect. Și ce s-a întâmplat? S-a dus traderul la el și i-a spus: domnule, trebuie să-mi dai 300 de tone de porumb, boabe, nu? Și dau un exemplu, nu înseamnă. Și omul acela n-avea. A încercat să negocieze. Traderul, spuneți dumneavoastră, s-a dovedit inflexibil și s-a ajuns la executare. Ce înseamnă acest lucru? În piață ne lovim de diferite situații. Sunt azi comercianți de cereale care la rândul lor au un lanț atât de integrat încât fermierul, dacă nu este foarte atent, devine captiv. Aici statul și țara trebuie să gândească mecanisme să nu se mai poată întâmpla un monopol în anumite zone. Traderul acesta devine și furnizorul, deci lucrează și la intrare la fermier, dar lucrează și pe partea de ieșire, acolo unde furnizează cereale către acest trader. În momentul în care cumperi inputuri și te supui unor riscuri să rămâi captiv doar unui furnizor, acel furnizor te obligă să-i dai întreaga recoltă, este foarte adevărat, ca să-ți acoperi inputurile. Dar o rezervă ar trebui să-ți rămână. Și prin negocierea pe care fermierul a făcut-o probabil în avans de a livra, să spunem, cultura de porumb, s-a angajat să dea anumite cantități. Intervenind azi în piață seceta, pentru că și seceta nu a intervenit doar în fermă, a intervenit și în piață. Bun. Azi noi ne confruntăm cu următoarea problemă. Fermierul n-a putut să livreze întreaga cantitate. Acești traderi, o parte din ei, nu toți, nu urmăresc neapărat executarea bunurilor fermierului. Riscul cel mai mare este ca fermierul să iasă din piață și acele suprafețe de teren să fie acaparate. În Europa, România este dată exemplu negativ pentru riscul la care se supune prin acapararea terenurilor. Este un risc foarte mare. Nicăieri în Europa, nicio țară, chiar dacă vreți și în Europa de Est, nu există o acaparare a terenurilor atât de mare cât există în România. Și este un risc imens pentru România
în... Înțeleg. Domnule Arion, apropiat, haideți să rămânem 15, concret. Acel... ani, dar și mai îndepărtat. Iertați-mă. Acel fermier, înțeleg, a angajat cu pământul acel contract? Acel fermier... M-auziți, da? Să nu avem probleme cu internetul. Nu știu dacă mă mai auziți. Înțeleg că m-auziți, da? Aud foarte bine. Mă bucur. Deci, rămân la cazul acesta al fermierului. În contractul cu traderul, el a garantat cu ce? Cu pământul, nu? Cu suprafața pe care o lucrează, o are în proprietate. Cu asta, nu? Exact. Așa. Și există acest risc acum ca traderii să pună mâna pe terenul acela sau al altui fermier. Dar dați-mi voie să pun o întrebare în Vă ascult. S-a întâmplat acest lucru pe același mecanism, s-a întâmplat și anul trecut unde s-au pierdut ferme pentru că nu s-au onorat bucăți de contract. Da. Bun. Deci ca fermierul nu să-și, nu vreau să generalizăm, dar sunt cazuri particulare care se multiplică și se mulțesc de la an la an. Deci, cazuri trebuie să intervină. Da, e o tendință rea. Prin legislație. Bun, întrebarea mea e așa, domnule Arion. Înțeleg că s-a întâmplat anul trecut, se întâmplă și anul acesta. Dacă nu se schimbă nimic în domeniu, se va întâmpla și la anul. Deci fermierul e singur în fața unui colos, pentru că de obicei traderii sunt puteri financiare. Sunteți parte, alături de alte trei organizații mari, domnule Ionel Arion, în această alianță pentru agricultură și cooperare. Cazul acelui fermier din Argeș nu e un caz singular. Probabil mai mulți fermieri se lovesc de astfel de probleme. Poate că ar fi timpul ca fermierii români, știu, ocupați cu lucrul pământului, cu așteptarea ploii, cu sistemele de irigații, cu întocmirea PNS-ului și cu negocierile cu autoritățile, poate că ar fi cazul ca fermierii să-și creeze propriul organism gen trader. Sau nu vă încântă o astfel de idee? Pentru că dacă tot ați făcut o alianță care lucrează pentru fermierii români, de ce nu vă gândiți să faceți un organism, o firmă, na, care să cumpere ea producția propriilor fermieri și să negocieze, de exemplu, 800.000 de tone de porumb odată? E imposibil? E complicat? Vă împiedică ceva? Da, nu putem ajunge azi la... dacă vreți antreprenoria, educația capitalismului pe care o are România. Noi avem câțiva ani de capitalism, ar trebui să ne treacă 2-3 generații să înțelegem atât de bine, cât mai mulți dintre noi să înțelegem acest mecanism, să putem să punem la un loc niște cantități, se încearcă, vedem mecanismele prin cooperativă care se întâmplă azi sau prin anumite locuri asocieri punctuale. Să poți intra să joci pe piața cerealelor, să faci concurență marilor traderii, îți trebuie cantități foarte mari. Este foarte adevărat că aici, în aceste contracte de negociate în avans, să nu înțelegem că cineva încearcă să scuze fermierul, pentru că la rândul nostru, când pe o piață mondială de cereale, ne asumăm și anumite riscuri. De aceea spun și mizez pe chestiunea aceasta a educației antreprenoriale. Faptul că noi am încercat să vindem întreaga producție, cantitatea obținută pe hectar, noi am pus-o toată pe un contract future, pe un contract în avans, ceea ce este greșit. Și din partea noastră, ca fermieri, cei care acceptăm lucrul ăsta și suntem de acord cu el, dar este o chestiune etică și din partea traderului. În momentul în care îmi încheie un contract și îți asumi anumite riscuri și tu, practic până azi noi fermierii nu am fost într-o situație similară. Este o situație aparte, ceea ce se întâmplă anul acesta. Foarte adevărat că la baza lanțului trofic este fermierul și ferma sa și ceilalți nu-și asumă riscuri, ci decât beneficii. Fermierul are azi cele mai mari riscuri în cârca sa și cele mai mici beneficii. În momentul în care am acceptat să punem pe un contract în avans toată cantitatea, am greșit. Și o spun cu toată răspunderea, am greșit. Dar la rândul nostru azi nu încercăm
să ieșim din contract și să fugim, să lăsăm în vina celuilalt toată pierderea sau tot ceea ce urmează după neonorarea acestui contract. Ci pur și simplu cerem flexibilitate, să putem negocia. Sunt ferme azi și sunt fermieri care nu au recoltat absolut nimic din ferma lor. Nu au recoltat pe culturile de toamnă, rapiță, grâu, orz și cea mai semănată în ferma lui fiecare fermier. Nu au recoltat pe culturile de primăvară. Seceta și-a desfășurat întreaga ei perioadă și pe culturile de primăvară și pe culturile de toamnă. Și astfel fermierul nu și-a putut onora sau nu a putut să-și mute de pe contractele de cereale din vară, pe contractele de cereale din toamnă, cantitățile. Că au existat și situații de genul acesta, unde punctual anumite companii au cerut, ok, nu mi-ai dat grâul și orzul, dăm te rog floarea soarelui și porumbul. Și au renegociat contractul odată în vară și n-a putut fi onorat nici în toamnă acest contract. Bun, domnule Arion, aici este marea problemă a fermierilor. Am înțeles, vă rog să mă ascultați câteva zeci de secunde, că e un delay din cauza faptului că suntem în legătură pe internet și apoi să-mi răspundeți. Deci, pe trader îi fac mari fermierii. E adevărat, la ora actuală, traderii sunt cei care dictează în piață pentru că au putere financiară. Dar să nu uităm că traderii au pornit și ei de undeva și au fost mici și au devenit puternici pe munca și produsele fermierilor, da? Știind să cumpere și să vândă cu profit. Dumneavoastră vorbeați de educația antreprenorială. Dacă o să mai așteptăm, domnule Ionel Arion, 2, 3, 10, 15 ani să ne facem cu toții o astfel de educație și știință, fermierii vor fi în continuare la fel de mici, de păgubiți și de slabi în relația cu traderii. Aveți colegi în această alianță care se ocupă cu tradingul de cereale, deci puteți învăța de la ei. Nu vreau să vă dau exemple, știți foarte bine la cine mă gândesc din județul Ialomița. Aveți o uniune a cooperativelor din vegetal care pot să furnizeze partide mai mari. Eu cred că trebuie umblat la mentalități. Știu, e greu să faci o cooperativă, dar minte să pui sute de mii de tone de grâu, porumb, ovăz, ce-o mai fi la un loc să vinzi partide mari. Dar dacă nu începem de undeva, cum au început și traderii acum 50 de ani, să spunem, nu o să vă fie foarte bine în viitor, o să rămâneți în continuare la stadiul la care fermierul va depinde de hachițele unui cumpărător sau altul. Și acum poate că aveți un comentariu. Da, mai există o situație în care noi suntem expuși foarte mult ca țară și ca agricultură vânzării materiei brute. Corect. Dacă nu avem alternativa sau dacă am fi avut alternativa zootehniei atunci când în momentul în care traderul încearcă să cumpere o cantitate să aibă concurență nu de la un trader ci de la zootehnie sau de la morărit și panificație, ar fi fost un alt mecanism unde riscurile se diminuau, se împărțeau mai mult și ar fi fost într-un fel sau altul neexpus riscului și fermierul. Era o alternativă azi, pentru fermier, o alternativă bună. Azi se întâmplă o anomalie ciudată care doar în România se găsește. Acea anomalie în care fermierul vinde traderului în România cerealele, iar morăritul și panificația cumpără de la trader și nu de la fermier. Este o ciudățenie care nu este întâlnită atât de des în, dacă vreți, în Uniunea Europeană. Faptul că noi nu am integrat sau că nu avem lanț integrat sau că ne expunem atât de mult acestui risc de vânzare pe trader și doar pe traderi, ne face să fim expuși și mai mult riscului și să ne asumăm și mai multe riscuri. Dacă o să vedeți un contract de vânzare cereale, pe acel contract pe care ar trebui să existe un contract cadru la nivel național să-l negociem, o să vedeți că există de partea vânzătorului, adică a fermierului, 20 și ceva de obligații, iar pe partea de trader, de cumpărător, sau poate fi și un mic achizitor la nivel local, dar tot de trader ne lovim până la urma urmelor, nu există decât obligația plății. Noi am cerut ca în contractele de vânzare să fie introdusă și seceta ca și forță majoră. Pentru că este un fenomen natural imprevizibil.
Și atunci am fi acoperiți. Atunci când este dovedit că este secetă și este recunoscută de organismele naționale, este o forță majoră. Nici nu au vrut să audă. Nici nu vor să implementăm acest mecanism. Nu, cine n-a vrut să audă când a spus nici n-au vrut să audă? Autoritățile sau traderii? La autorități acum mergem cu aceste cerințe ale noastre, ale fermierilor, dar în discuțiile cu traderii. Am înțeles. Se face lobby pe foarte, foarte, foarte puternic pentru a nu fi modificată legislația astfel încât să fie acceptată și seceta ca și forță majoră. Fermierii sunt trimiși să scoată aviz de forță majoră la camerele de comerț și industrie. Un ONG în statul român se ocupă de treburile statului român. Practic acel aviz de forță majoră, asta și spune în codul civil, că trebuie recunoscut de o autoritate a statului. Și atunci statul și-a delegat atribuțiunile către un ONG, acel ONG care azi în România are o distribuire națională, practic în fiecare județ există un birou al Camerelor de Comerț și Industrie, și ce credeți? Ajungem astfel că unii fermieri îl obțin foarte ușor, iar alții într-o altă localitate, într-un alt județ al țării, nici nu pot să intre la Camera de Comerț. Doar telefonii li se spune că nu li se acceptă așa ceva și că ei nu distribuie, nu eliberează acel document, avizul de forță majoră. Am înțeles. Am făcut adresă către Camera de Comerț și Industria României la nivel național, chiar cu domnul Mihai Daraban în corespondență am fost și nu s-a rezolvat nimic. Practic au lăsat la același mecanism. Am înțeles. Deci, eliberare. O precizare, pentru că mai avem 2 minute până la pauză, domnule Ionel Arion. Mihai Daraban este președintele Camerei de Comerț și Industria României, da? Da. Această reglementare nouă pe care o cereți dumneavoastră, introducerea secetei ca posibil argument pentru starea de urgență, de calamitate, dacă ar intra în lege, știu că v-ar ajuta. Ați găsit deschidere pentru acest lucru? Că spuneați că există un lobby din cealaltă parte. Vă mai las 1 minut și jumătate și apoi luăm pauză. Cum simțiți că sunteți priviți? Da, prin tot ceea ce am trimis noi ca și corespondență și am încercat să discutăm, pe de o parte ni se spune nu se poate, că nu este prevăzut în lege, iar când cerem să fie modificată legislația, zice da, o vom modifica. Noi nu vom lăsa la latitudinea decidentului public neapărat această decizie și vom face presiune să fie acceptată. Pe anumite considerente, producătorii de energie electrică, atunci cei care sunt pe hidro, atunci când este secetă, corect, sunt scutiți din contracte de plata penalităților pentru că n-au avut apă pe râuri sau în bazinul hidrografic unde este hidrocentrala. Și ar trebui să fie la fel și pentru agricultură în astfel de cazuri extreme, nedorite. Mai avem mai puțin de 1 minut, domnule Ionel Arion, până la pauza de publicitate. Foarte pe scurt, un răspuns. Cu calamitatea, cu declararea calamității, cum e cu starea de calamitate? Noi cerem acest lucru în continuare, este necesar să fie declarată stare de calamitate, altfel vom avea falimente răsunătoare în fermele din România. Se întâmplă azi să fie ferme închise sau ferme preluate, se întâmplă să avem fermieri care nu știu ce să mai facă. Dumneavoastră, presa, ați prezentat destul de numeroase lucruri de acest gen. Mulțumesc, luăm pauză pentru publicitate și ne întoarcem în câteva minute alături de președintele Federației Naționale ProAgro, Ionel Arion, la Agricultura, o șansă pentru România. Ne vedem în câteva minute.